Colega noastră Ana Iorga și soțul său Filip Iorga au fost printre vedetele zilei la Bookfest. Cei doi au lansat volumul Marea Unire pentru cei mici, o carte care își propune să-i familiarizeze pe copii cu cele mai importante evenimente ale istoriei românești într-un mod cât mai interactiv. Am ajuns pe la jumătate. Și mai citești? Îți mai citește mama înainte de culcare? Da. Bravo. Aici vrei de data asta. Cartea Marea Unire pentru cei mici este dedicată întregitorilor României, regelui Ferdinand, reginei Maria și tuturor celor care au contribuit la înfăptuirea României Mari la 1 decembrie 1918. Cei doi autori, Ana și Filip Lucian Iorga, au reușit să transforme lecțiile complicate de istorie în povești palpitante cu ilustrații care îi vor ține pe copii cu sufletul la gură. M-a preocupat întotdeauna ca povestea și istoria să ajungă și la copii și să ajungă într-un limbaj prietenos, ca să-i apropiem de istoria adevărată. Că nimănui nu-i plac lecțiile ca la școală, nimănui nu-i plac înșiruiri de date și de personalități, așa că o poveste pe înțelesul copiilor mi s-a părut așa o probă foarte importantă. Cartea cuprinde ilustrații realizate după fotografiile originale realizate de Samuel Mârza, singurul fotograf care a surprins Marea Unire și în coronarea lui Ferdinand și a Mariei ca regi ai României Mari. Copiii s-au arătat de-a dreptul fascinați de ilustrațiile care aduc în prim plan cele mai importante nume din istoria românească. Mi s-a părut frumoasă și ne-a povestit în această carte despre cum s-a format România și când și despre războiul mondial. Despre primul război mondial. Și a fost foarte frumoasă. Ce desen ți-a plăcut cel mai mult? Cel cu regina Maria, când ajuta un om din război. Cred că e important ca viitorii adulți să fie atrași de istorie de cât mai mici, pentru că înțelegând trecutul, înțelegem mai bine prezentul și ne pregătim mai bine pentru viitor. Mi-a plăcut foarte mult să ilustrez personajele arhi-cunoscute, istorice, să transpun uniformele și costumația de epocă într-un limbaj vizual foarte accesibil celor mici. Directorul editorial al editurii Vremea a precizat că Marea Unire pentru cei mici inaugurează colecția Mic, dar Chic. Cartea poate fi comandată online și va ajunge curând și în librărie.